Ați avut azi ședință de Consiliu, doamnă. Ultima. Ultima, gata, până la alegeri n-o să mai fie? Da, n-o să mai fie, asta e ultima și mai... Cânticul de lebădă al unora care n-o să mai prindă mandate, da? Poftim? Unii n-o să prindă mandate și ăsta a fost ultimul cântic de lebădă. Parcă așa se zice. Ah, da, ultimul cântec. Da, ultimul cântec. De... Și cu filmări am altă fană care se poziționează descalță, încălțămintea și se plimbă prin sala de ședințe, fixează drept și mă filmează. Dar apropo, și despre ultima ședință și penultima ședință, în comparație, da, data de 4 august, a fost o ședință bine regizată, eu nu am fost la acea ședință, cu video live, astăzi 26.09, a fost o altă ședință. Deci nu înțeleg de ce nu a fost publicat deci anunțul nici pe pagina primăriei, Comuna Burlacu. Știu doar astăzi am publicat pentru că am fost ocupat cu alte chestii și astăzi am publicat că va fi ședința la ora 15. Am văzut, era vizualizată de 34 de sătini. Și totodată, deci, sătenii nu știau despre ordinea de zi. Nu știu de unde, of, Doamne, s-au pornit discuții, of, ordinea de zi. Privire la selectarea și aprobarea unor sectoare de drum pentru reparația varianta albă, primarul a găsit de cuvință, mai acum la sfârșit de an, acușa să îngheața pantoacă, din 55.000 de lei din fondul Dar rutier, ați deci avut care... săptămâna trecută și consultații publică, nu primarul a inițiat-o? Da, el a inițiat, dar nu știu ce tocmai acum toamnă, pentru că banii ăștia au fost... Expiră anul bugetar. Da, Bun, dar nu el... puteți zice că a fost secret. Dacă a făcut și consultații publice, deci măcar punctul ăsta de pe ordinea de zi a fost făcut public. Asta da, și nu știu de ce nu au făcut consultații publice în proiectul statului european. Asta e altă bubă. Dar în așa condiții au fost lucrările executate și în primăria Colibaș, când s-au desfășurat lucrările de reparație a străzilor betonate încă vara. E, da, mă rog, mai bine mai târziu decât deloc. Dar iarăși, eu când vorbesc, îmi spun că e PR politic. Iată ce face el, nu e PR politic. E, așa. Inclusiv au fost selectate străzi, dar am depus și eu pe strada noastră trei demersuri în acest mandat. Apropo, n-au trecut nu a trecut. Am înaintat altă cerință să fie reparată o stradă a sătenilor din vârful dealului al Ionică Rizan, al Badea Toadre, Burlacu și încă săteni sunt care... Deci, și iarăși ni s-au aruncat așa replici că altfel să faci. Să vedeți că cine dau replicile? Cei care sunt consilieri, 8, 5 sau câți consilieri care au șosea până în poartă. Efectiv, sunt consilieri care practic tac din gură. Dar Lilica Ileana, când aude demersurile mele, o agită. Ea se scoală de pe scaun, se poziționează și mă filmează. Îi place eu să o am în amintire. Dar văd Acum că eu... stă alături de primar, sunt neamuri, sunt vecini, sunt cu mătricis. Eu am fost în trei mandate împreună. A, și încă de ce mai depinde? Dacă ai consilieri care au fost trei mandate cu tine adică trei mandate sau patru mandate în Consiliu, ei deja s-au deprins cu modul lor de... Și când dacă eu am mai fost ca o sul în coastă cu mandatul ăsta de 4 ani, eu... Deci ne-au scotocit demersurile mele, ne-au analizat ca de păduchi. Vă zic, înțelegeți? Tot ce înaintam eu ni se respingea sau ni se găseau niște ganciuri că nu era, nu trecea de mersul meu. Apropo, ca să nu fiu multă, adică să nu vorbesc eu mult la capitolul dat, mai departe au fost două probleme cu privire la inițierea procedurii de corectare a erorilor în procesul transmiterii în proprietatea terenurilor, deci specialistul cadastral a venit cu o cerere, adică se corectează niște erori, dar se plătesc, adică se achită corectarea, adică lucrările la corectarea acestor erori de către guvern. Este un proiect pe țară. Și următoarea problemă, întrebare, cu privire la stabilirea prețului pentru vânzarea lemnului obținut din urma tăierii de curățire. Și asta e, eu parcă am fost împotrivă,
atâta curățare a mafșilor forestieri, până la urmă curăță, dar nu mai știe nimeni cât curăță, cum faci, în fine. Ați vă spun ce se face și anul ăsta cu bani. Și cu privire la cererea mea, pentru că eu am depus un demers, care vă da citire, prin care am solicitat să analizăm posibilitatea de a, lua, de a aloca, onorariul jubiliar cetățenilor Comunii Burlacu, care ating vârsta înaintată de 85-90 ani și mai sus. Pentru că vreau să vă zic, noi avem în sat, cu părere de bine, cetățeni cu vârstă înaintată. Respectiv, nu de mult am avut 90, sărbătorit o doamnă contabil și bine, adică este înconjurată de strănepoți, de nepoți, este bine. Și am solicitat totodată de identificat cetățenii localității, inclusiv și cei cu vârste de 80 de ani. Eu propun, în acest sens, să identificăm mijloace de acordare a atenției unice din partea APL. Vă îndemn să susțineți această propunere. Și apoi să vedeți ce s-a întâmplat ieri, data de 25, când am discutat acest demers în Comisia Economico-Financiară. Tot a venit replica de la Lilica Ileana, precum că și inclusiv și Dimin Tania, care este asta secretară, precum că da lor li se oferă la ziua satului și Dimin Tania spune că se dublează, astfel se dublează atenția pentru acești săteni, oferindu-i se lor și la ziua satului un cadou și plus la, dacă mai cer și eu, adică s-ar dubla prea mare ar fi suma pentru acești săteni. Când am văzut eu așa mari dezbateri și păduchiri, să mă scuzați, eu îmi retrag cererea, lăsați, eu îmi retrag demersul. Cu asta s-a terminat. Adică am retras demersul ca să nu-și pună ea mare bătăi de cap și eu am zis, atunci trebuie discutit puțin din, nu cât de puțin, am zis că trebuie discutit din deplasările secretarei care se deplasează adică 5-6 ori la Cahul, cât vrea, cu mașina primăriei. Și la Chișinău dacă se duce și iarăși nimeni nu știe când, cum se duce și cu cheiță și fără cheiță și la unei de rele. Asta e la noi, dacă cineva să controleze cât se consumă, câți bani se consumă din banii primării și cât uzură să faci la mașină, atunci nu știu ce o să fie. Și asta cetățenii că nu înțeleg. Dar deci, și cu cheița? Cheița electronică a unor consilieri trebuia să meargă la SIS sau unde merge cu... În fine, e o procedură. Oho. Dar avem ruta prin sat care trece, te-ai dus dimineața și te-ai întors înapoi, că nu e anamar de bani. Dar du-te cu mașina, du-o cu mașina, adu-o înapoi, că da, primarul... Deci ați retras proiectul, n-ați mai insistat să dea mai mulți bani nonagenarilor, octogenarilor și celor centenari. Ce? Ați retras proiectul. Revenim acum la ce povesteați. Da, da, l-am retras. L-am retras ca să liniștesc spiritele, să nu-i pară lui... Lilica Ileana că e prea lisă de așa atunci, acum și eu zic, dar sunt cetățenii noștri care au contribuit la dezvoltarea comunității. Deci o atenție nu era atât de... Deci era ceva plăcut, frumos pentru acești cetățeni. Ca să vedeți mai departe, dacă am retras cererea, s-a emis un deviz negativ a proiectului de decizie, ca astăzi, când primarul a citit această cerere, a dat citire să postați acele videouri, eu zic că vreau să argumentez de ce eu mi-am retras cererea. Și am încercat să spun, deoarece ieri Demian Tatiana, secretară, a considerat că se dublează suma pentru acești cetățeni. Am fost numită nerușinată, învățătoare, ce fel de consilier. Deci, practic, ei au uitat ce au zis ieri, că așa a fost. Ei au zis că e prea mult și se... Până la urmă au zis că haideți să noi punem de la noi și mergem la dânsă și le felicităm. Bine, eu când am văzut că se aprind mai multe discuții, am retras cererea. Ca astăzi, când eu am luat vorba, deci când am luat cuvântul, să argumentez de ce am retras acest proiect, acest demers, intervine alt consilier Dimin, doamne, Ghidion Andrei, care propune în acest sens să acordăm persoanelor vârstnice cât un metru ster sau cum revine din lemnul care se va curăța la fâșești. Și așa este o soluție. Adică m-am bucurat că dumnealui a venit cu altă soluție practic să ameliorăm sau să rezolvăm acest demers al meu.
Până la urmă, Lelică, Eliana, nu e a tău, nu e a tău, e propunerea aia lui Gideon. Bun la sfișa lui Gideon. Fapt că noi am ajuns la, cu gălăgie la un numitor comun ca să acordăm o atenție din partea... Deci alți primari de mult fac așa ceva pentru persoanele în vârstă. Și deci iată, iată ce am vrut eu să fac. Și deci să nu fie consilieri, următori consilieri, de cei care gândesc să meargă pe cărăruș, că e data trecut toți că vrea să meargă pe potecă copiii, dar nu pe stradă, sau consilieri de cei care gândesc la cetățeni, la săteni, la cei care au contribuit la dezvoltarea comunității, și consilieri care se gândesc la copii, dar nu la patru persoane din interiorul primăriei ca să le schimbe mobilierul și ce mai doresc ei acolo. Deci, până la urmă, propunerea asta la alta au acceptat-o da, majoritatea. Aceasta, da. A fost acceptată, dar filmată, dar vă zic, a fost... Dar și vreți, sunteți persoană publică, în ședință publică, normal că vă filmează, mai ales că filmați iată și dumneavoastră. Da, eu le-am spus că o să facem live, pentru că voi atunci, data de 8 august, n-au vrut, deci eu nu eram, m-au declinat cum au vrut, deci eu le-am zis că eu voi filma live. Și deci iată, eu practic... Da, cum tu, Lirica Ileana, au sunat la poliție, veniți că rotarul ce-a făcut, da, ce am făcut eu. Mi-am expus părerea în cadrul unei ședințe. Nu am afectat, apropo, pe nimeni. Nu m-am mișcat, nu m-am clintit de acolo, nu m-am descălțat să merg cu papucii. E bine. O sunat la 112? Da, o sunat la 112 să vină poliția că... Și-a venit? Nu știu, că eu am plecat. Oho. Asta. Apropo, eu mă opream, stați că vine poliția, zic că ați venit să mă găsească. Dar ideea care e că, deci, nu mai vreau, vreau să termin și să înțeleagă sătenii că cineva li s-o coate, că e prea mult, se dublează, deci cadourile, eu cred că o să înțeleagă sătenii, că nu am vrut rău și nu am sărăcit primăria prin faptul că am solicitat să fie acordat o atenție sătenilor care au contribuit la dezvoltarea comunității. Și sunt mulți astfel de pensionari de vârstnici. Nici n-am știut, pentru că secretara m-a acuzat că eu trebuia să fac procesul ăsta, proiectul de deviz. De decizie. Poftim? De decizie. Proiectul de decizie, da, mă scuzați. Și că eu trebuia să evidențiez, dar eu nu am acces la cărțile de imobil. Dumneavoastră trebuia să faceți lucrul ăsta, doar v-am rugat. Sau dacă ați avut, puteați să fac lucrul ăsta în prezența dumneavoastră, da, eu. Da, dacă propuneți așa ceva care vizează mai ales bugetul local, ar trebui să știți cam câți oameni vor beneficia de asta și cam cât va fi paguba, ca să zic așa, sau investiția, sau câți bani sunt necesari pentru un proiect din ăsta. Nu? Dar eu am propus, deci eu am propus, prin demers am propus să identificăm cetățenii, să analizăm posibilitatea. Eu iată cum am zis. Păi să facă cineva, nu? Împreună, este comisia, doar eu nu le-am bătut în cuie. Da, un consilier trebuie să propună un proiect de decizie, nu să propună să facem ceva, că nu sunteți ONG acolo. Poate și e greșeala mea, dacă e greșeală, trebuie să mă corecteze sau să nu arunce atâta replici și nu în adresa mea. Păi cât iată, în adresa a venit colegul Gideon cu propunere concretă și s-a votat. S-a calculat acolo câți metri o să aibă de dat de lemne la cât pensionari. Nu am mai înțeles, era o gălăgie mare și nu am mai înțeles deja cum a scrie. Îmi pare rău, e rușinos, dar să fie așa. Da, m-am uitat și eu la videourile cele și pare cam grădinița acolo, pare cam ca la piața centrală. Asta e. 5. Ia că s-a schimbat cu locul, uite, vieți, mă e în cadru. Doamna Tamara, veșnic numai și tu sunteți pentru regulament ședință. Da, sunt pentru. Doar cu modificările cele care să nu puneți străzile care nu trebuiești. Dar asta e regulamentul cu dezbatere, nu cu ordine. Dar regulamentul cine, câte minute vor fi pentru raportor. Raportor 5 minute, cu raportorul 3 minute, la dezbateri 5 minute. Dar cine asta stabilește? Dați mai departe, dați mai departe card de Brăila. Dați-le domnul. Probleme. Trecem la șapte întrebare. Dar acum ați spus la vot completarea ordinii de zi cu întrebarea 7 și 8. Și că sunt adeptate cu ordinii de zi. Nu le mai citim, în afară de 7 și 8 care s-au adăugat astăzi seara. Se pune la 8 întrebări.
Trecem la prima întrebare. Privind la selectarea și aprobarea unui sector de drum. Poftim, doamna prelat. Vă scuzați, Vasil Ivan, spuneți la vot să adaug sau nu să adaug. Da, vă rog frumos, cine este de adăugată. Întrebare 7 și 8, poftim și votat. Acum să începem ordinea de zi. Trecem la prima întrebare, da? Cu privire la selectarea și aprobarea unui sector de drum. Pentru reparație, varianta albă, raportor domnul Munteanu. Au fost discutate întrebarea dată cu statul la Comisie de Specialitate, s-a dat al dispozitiv. Spune-mi ce întrebare, dați să indicăm care străzi. Lumea, dar văd cetățenii, să vedem, noi trebuie să indicăm. Noi trebuie să indicăm, eu am întrebare. Da, eu am întrebare, doar dumneavoastră ați votat o ordine de zi. Dumneavoastră... Întrebarea numărul 2, privire la... Nu s-a votat. Parcă am votat. Da, dați-vă, Tatiana, nu a scris, ce faceți? Este... Acum știți prima. Eu mă abțin. Eu am zis că eu am întrebări la raportor. Eu am întrebări la raportor. De ce? Dar eu am întrebări la raportor. Doamne ferește, uitați-vă câte încălcări. Ieri la comisie s-a dat aviz pozitiv și la a doua și la a treia. Dar oricum votăm aparte. La a doua s-a dat aviz pozitiv. Hai, votăm, parcă suntem la horă. Hai. Doamna notară, fiți clar, noi doar am vorbit ieri despre... Eu de asta știu. Știu de asta, domnul Ghidion. Dar de ce le leg? Hai, votăm. Și noi suntem la grădiniță, la cules, la strâns, la vie. Eu vă rog să nu vă aninați de nimic, că suntem poliția. Vă rog, evident, da. Păi da. Da. Hai, răbdă. Dă drept la poliție. Vă rog, președinte. Ieri la comisie s-a dat aviz pozitiv. Dar cine pentru, poate ești votat? Păi lumea nu știe ce votăm. Cum nu știi, doamna Tamara, dar sătenii nu știu. Dar sătenii trebuie să fii prezent la ședință dacă vor ști. Trecem la patru întrebare. La stabilirea prețului pentru vânzarea linie roșie. Domnul primar, poate. La comisie ieri s-a discutat. Venuș crești de obținută în urma perioadelor, ca să fie vădiniți cetățenilor, lemnul de foc 350 lei, comisia a stabilit crengile 40 lei. Dar comisia a dat aviz pozitiv, cine pentru foc, cine și votat? Noi niciodată, iarăși am întrebare la raportor, sau nu trebuie să dai întrebări la raportor, da? Cinci întrebare, privire la examenul... Iată așa ședințele la noi, tot așa. Mi-am dat la ieri, la unde i-ați cere și... care la doamna Tamara este depusă o cerere. Eu vreau să... Dați-mi voi, că ne-ați citit, dar dați-mi și eu să argumentez, sau nu-i, nu-i normal. Dar citiți-o. Citiți-o. Citiți. Da, vreau să zic de ce. Vreau să argumentez de ce am retras cererea. Dăm citire cerere. Către Consiliul Comunal Burlac de la Rotară Tamara Ștefan, consilier independent, din cea țată Burlac, Raion Capul. Demers, în prezent solicit să analizăm posibilitatea de a aloca onorariul jubiliar cetățenilor comunei Burlac care ating vârsta înaintată de 85-90 de ani și mai sus. De identificat cetățenii localității, inclusiv și cei în vârstă de 80 de ani. În acest sens, să identificăm mijloace de acordare atenției uncii din partea PL. Vă îndemn să susținem această propunere.
Deci, mulțumesc că ați dat citire. Eu ieri am, această cerere a fost supusă ieri dezbaterii și deci au apărut diferite replici, inclusiv și din partea secretarei Dimin, precum că ar fi sume prea mari, prea, adică o încurcătură. Deci eu mi-am retras, am retras cererea. Am retras cererea deoarece sau deoarece s-au spus eu suma. Deoarece sau dumneavoastră ieri ați fost vocală și ați spus că se consumă bani. Se consumă bani. Ați vorbit ieri despre asta. Lasă vadă, da. Deci eu mi-am retras cererea. Eu ieri am venit cu o idee, dar în genere azi v-aș propune, dacă e vorba, totuși susținem și aș fi, poate la cei care au 10 de ani, cum am spus, poate să-i ajutăm cu lemn, pentru că iată tăiem un 3-5 km, că mai mare ajutor. Și aceasta ar fi o idee, și aceasta ar fi o idee. Și aceasta ar fi o idee, da. Și aceasta ar fi o idee. Acolo să ne sunt pentru 10-15. Și asta ar fi o idee, da. Da, vă mulțumesc. Da, da, așa au fost ieri din partea Dimin. Hai să fim serioși. Femeii bătrâni, serioși. Nu vorbim de întrebarea aceasta, doamna Tatiana, a vorbit domnul Andrei și a spus domnul. Ia, dar tăi, liniște. Dacă aveți ceva, nu trebuie să-l învinuiți. Doamna învinuiește în direct, înțelegeți, oameni buni, ea face electorală. Ea nu are grijă, ea a fugărit din casă băiatului, tot familie, și are grijă de sătieni, oameni buni. Dar dați-l să fugăm de atunci. Doamna a luptat cu Asta ar fi o idee. Ar fi. Pentru lemn. A spus de 80. Nu, 85-90. De la 80 în sus. Ei, nu poți. 85 sau de la 81? Eu zic de la 80 în sus pentru că îi spuțenii și așa oameni. Trebuie să iei pe toți, nu poți să iei de 80 și 85 și 90. Că ăsta iei de acolo. Ei, luăm 80, 85 și 90. Da, îți facem 80, cine e 90? Da, așa. Ei, dar de acum, dacă 91 și noi dăm? Noi, asta sunt sus. Și poate. Eu vă mulțumesc mult, mulțumesc pentru susținere. Asta e ideea cu domnul Andrei. Foarte, dar și trebuia și ieri trebuia să fie și împreună suntem. Foarte bine. Uitați-vă, lumea s-a făcut albă de acum. Ia uite. Și real, ce aici se face? Noi am discutat la comisia de specialitate, ne-am luat mai înainte o decizie. Ia uitați-vă, dragă, e tocmai s-a făcut albă, s-a făcut ploaie. Și funcția vacantă de administrator al întreprinderii. Am avut concurs, nu a fost depus niciun dosar. Ieri am discutat cu Mișa, nu ne-a răspuns vreo câte ori, azi dimineața l-am sunat, nu a răspuns. El pregătește pachetul documente și l-a invitat la ședință. Și a zis că e la cules la Căpșoi, dar a zis că el depune pachetul documente. Mm-hmm. Eu am discutat, o să trebuie să vină la ședință. Și nu a venit. Să vină să depună pachetul și atunci să vedem, da, doamne ajută chiar. El a zis că vine, da, dar eu am văzut că acolo sunt 852.000 și ele au fost îngropate până acum. A fost discutat la ședința comisiei de specialitate, s-a dat aviz pozitiv. Modificarea bugetului, 50.000 de lei, Consiliul Regional pentru cartea lui Stipan Zaharuș, dar le oferă Consiliul Regional, trebuie să-i așezăm în bugetul primăriei.
pentru carte, da. Trecem la întrebarea numărul 8. Se modifică bugetul. Întrebarea dată a fost discutată la comisia de specialitate, s-a dat aviz pozitiv. Da, spuneți că lumea se uite, ea că la mine se uite de sătenii. Despre îndreptarea unei sume pentru gazificare. Nu, e nou, doamna Tarăb, și sunteți aici. Pentru. Atât, da? Da. Deci... Răzut de Consiliul Ordine de s-o termina. Consiliul, ultima ședință. L-am fost primul la prima ședință, 4 mai ori. Asta e ultima ședință. Eu aș vrea, vă rog, opreți-l cu alea, poate, mă ajută. E, da, cum eu ce... Ședința s-o termina. A, să mântuim? Dar ia să ies afară și să filmez. Dar de ce trebuie să ies afară? Trebuie...